Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la Secretele Puterii. Invitatul din această seară este președintele Parlamentului, Igor Grosu. Domnule Grosu, bună seara și bine ați revenit. Bună seara, bine v-am regăsit. Domnule Grosu, începem cu un subiect pe care eu nu l-am abordat foarte mult și nu i-am dat mare atenție până acum în emisiuni, deși s-a mai discutat tangențial despre el. Licitația în jurul spațiilor comerciale de la aeroport. Pentru o procedură foarte simplă sau în jurul unei proceduri foarte simple, noi am făcut o adevărată istorie, foarte multă propagandă, foarte multă manipulare în jurul acestei licitații, venită din surse foarte dubioase. Astăzi am aflat de la Aeroportul Internațional Chișinău că pentru a treia oară deja se anulează licitația din cauza anterior că nu au participat destui concurenți, acum că singurul participant, compania franceză Lagardère, nu ar fi depus toate documentele. Situația asta însă, domnule Grosu, deja devine rușinoasă pentru noi ca stat, în condițiile în care este totuși singura poartă aeriană a țării, noi ne dorim să vină investitori străini, investitori serioși, însă ne comportăm în felul în care ne comportăm. Când a demarat licitația, s-a început un scandal monstru, declanșat este clar de către Șor, cel care și deține în prezent și le va mai deține, se pare, câteva luni aceste spații comerciale, în care, apropo, facem milioane bune de lei în fiecare lună. Și iată, s-a ajuns aici după 4 luni, când nici nu avem o finalitate cu licitația, a rămas acolo Șor și face bani în continuare. De ce s-a ajuns la o astfel de situație? Eu cred că răspunsul este la suprafață, interesele sunt foarte mari, în special din partea celor care încă dețin aceste spații și veniturile, cred eu, de pe urma exploatării acestor spații au fost folosite pentru a finanța campaniile, protestele, plătite și așa mai departe. Acum, unii s-a greșit mai mult, e greu de spus, cred că vină o parte și cei care au, o parte de vină o parte și cei care au elaborat caietul de sarcini și n-au făcut-o probabil în stilul cel mai bun. Intenția, sunt sigur că a fost bună, să vină o companie pe bunii, o companie care are experiență în a gestiona activii similare din Uniunea Europeană, nu de prin Siberia, de pe undeva, companii care nu are treabă cu astfel de business. Și, da, toată specula, toată, cum zic eu, isteria care a fost ridicată în jurul acestui concurs, sunt de acord, asta ne aduce un prejudiciu de imagine. Acum, ultima decizie, da, am văzut-o și eu, că au anulat în situația în care compania nu ar fi, că nu știu, n-am participat și n-am de unde să știu, nu ar fi prezentat toate, nu știu, informațiile, datele exhaustive. A fost luată decizia care a fost luată de a anula. Sper să învețe din această experiență mai puțin plăcută cei care organizează, mă refer la conducerea aeroportului, și să lanseze cât de curând să îmbunătățească acest caiet de sarcini, nu știu, să consulte agenția pentru contestații în achiziții, să vadă cum de făcut ca cât mai multe companii bune, cu renume, să poată ușor proba, dovedi, prezenta date, ce fel de experiență au în ce locații din Uniunea Europeană, ca să putem da în chirie aceste spații și să nu mai fie la cheremul acestui fugar care știm că e condamnat și e pușcăreabil. De acord cu dumneavoastră. Credeți că există sau ar exista acum companii serioase care au analizat tot ce s-a întâmplat în ultimele 4 luni? Această companie Lagardère, care este serioasă, am văzut, gestionează spații comerciale în multe aeroporturi din lumea asta, inclusiv la București, a câștigat recent o licitație. Și apropo,
acolo iarăși este de precizat, nu avem nicio treabă cu această companie, dar scandalul din jurul aeroportului București este provocat de compania care deținea înainte spațiile comerciale acolo și nu de la Gardier. Am văzut, foarte mult s-a speculat, inclusiv această companie a intrat în multe guri, este acuzată că ar fi avut anumite înțelegeri cu responsabili de la Chișinău. L-am văzut pe reprezentantul companiei franceze care a negat acest lucru. Dar ce companie serioasă să vină în Republica Moldova pentru, ok, acolo 1000-2000 de metri pătrați, în condițiile în care aici se declanșează o astfel de campanie și ești murdărit din cap până în picioare și mai ales și felul cel puțin neprofesionist în care acționează autoritățile noastre, pentru că s-a anulat de 3 ori o licitație și nimeni să nu participe la ea, denotă, fiți de acord, și mult neprofesionalism din partea celor care au scris acest caiet de sarcini. No, haideți așa, evident că nu arată bine faptul că a treia oară s-a încercat și nu s-a reușit. Acum o să vedem până la urmă. Acum companiile care vin sau ar putea veni sau serioase, ele nu sunt atât de multe și sunt la vedere în Uniunea Europeană, în marile orașe, capitale care au aeroport mare și așa mai departe. Pentru ele, ca și pentru orice companie, să ai în rețeaua ta încă un aeroport, este de considerat. Acum deja ține și de, cum zic eu, de străduința și companiei noastre și aeroportului nostru să țintească aceste companii, să le invite, să asigure că, domnule, a ajuns în cutia poștală la toate cele mai indicate companii europene, să fie prezentată toată informația exhaustiv și așa mai departe. Deci ăsta e interesul nostru. Trebuie de mers înainte, de învățat din aceste greșeli și de avut grijă ca, în sfârșit, acest activ să fie scos din mâinile bandiților. Asta e scopul, dincolo de toate prejudiciile de imagini care s-au produs deja, sunt de acord, dar trebuie să învețe din aceste greșeli și să meargă înainte. Domnule Grosu, știți care este cea mai mare problemă a mea? Atunci când se întâmplă de atâtea ori să se anuleze această licitație, deja apar dubii. Dar poate Andrei Spânu, așa cum este acuzat domnul ministru a infrastructurii, chiar are un deal cu cei de la Lagardère. De s-a întâmplat dumneavoastră, ați verificat, pentru că sunteți președintele Parlamentului, aveți acces totuși la informații așa, și la eu alte zic surse. Așa, haideți să lăsăm în pace pe Andrei Spânu. Andrei Spânu își face bine meseria. Atâtea s-au încercat să lipească de la, nu știu, toate domeniile posibile și imposibile. Andrei Sfânu își face, cum am spus, bine meseria, este bine intenționat, este foarte mobilizat, muncește foarte mult, iar cei care tirajează aceste minciuni, eu, spre exemplu, am rămas cumva, am avut un gust amar cu instituții de drept, s-a autosesizat pe acest caz, urmarea publicării unui individ foarte toxic din mediul, cum zic eu, mediul, nu știu, trolilor, mediul celor care răspândesc tot felul de zvonuri, zvonistică, minciuni și așa mai departe. Și eu foarte, așa, colegial spun părerea, ca și cei din instituția de drept care s-au autosizat, să fie un pic mai selectivi atunci când ascultă de o trompetă a unui fugar, a unui bandit. Dar mai bine singur să se autosizeze din oficiu și să spună, dă domnule să verificăm, dar nu să spunem că o trompetă a unui fugar, a unui oligarh a mai aruncat o minciună în spațiu public, încă una, hai zic, din multile care le aruncă, și instituția aleargă și se disciplinat să autosizează. E că asta e prejudiciul de imagine pentru această instituție. Dar Andrei își face și a făcut și o să-și facă foarte bine meseria. Mie îmi pare rău că
Această și a fost instituție... la dumneavoastră în, aici în studio și am mers la toate televiziunile unde a fost invitat și foarte meticulos a explicat și o să explici. Da, el și este nevoie de sigur. Aceste explicații, este nevoie să spunem încă o dată că nu este vorba de concesionarea aeroportului, este vorba de închirierea spațiilor comerciale, la un preț de 3 ori mai mare aproape decât plătește acum Șor și așa mai departe. Dar vreau și eu, apropo, să fac o remarcă. Mie mi-ar plăcea ca Procuratura Anticorupției să se sesizeze mai des. De acord. Dar atunci când este vorba despre informații verificate. Corect. Și că noi facem multe investigații și alte, noi le oferim și alte surse media. Tot suportul. Au vrut resurse suplimentare. Na. Au vrut mai multe poziții să angajeze acolo specialiști. Poftim! Dar nu le-ați dat legislații, un sediu nou. Poftim. Nu le-ați dat un sediu nou. Păi eu pot să mut, nu știu, o aripă de parlament să o eliberez. Ce să fac? Deci nu pot să spui, domnule, punem pe pauză instituția, dați-ne sediu, cătați-ne sediu de care vrem noi. Te adaptezi. Eu, scuzați-mi lipsa de modestie, când lucram la Ministerul Educației, o perioadă de timp, așa, viceministru cum eram, nu aveam birou. Și nu facem din asta nicio tragedie. Când am apucat să am birou, îl împărțeam cu angajații ai ministerului, pentru că nu aveau unde face ședințe și eu puteam să li ofer cabinetul meu, faceți domnule ședință aici, că nu se întâmplă nimic cu o oră. Găsesc eu un mic spațiu undeva în afară și... Deci când vrei să perseverezi, o faci. Iată, uitați-vă. Doamna Drăgălină, noi am schimbat acum de ceva timp managementul unei instituții partenere, cum s-ar spune, Centrul Național Anticorupție. Da? Și parcă lucrurile s-au pornit. Am lăsat corupția sistemică, corupția mică în competența sau de a o combate aceste instituții și vorba aia să nu-i deochem. Se poate. Da, și, să vedem și finalitatea. Vamă, și la vamă se poate, și la ASP. Show-uri cu mascații. Ia ca finalitatea, că aici știți cum, aici trebuie să împărțim cum zici, responsabilitățile la toți. După aia intră în scenă procuratura. După procuratură trebuie să intre în scenă judecătorii. Deci fiecare trebuie să-și facă foarte bine meseria, așa că dosarele să aibă o finalitate. Doamna Drăgălină aici în studio a spus că ok, ați modificat legea, ați mărit personalul Procuraturii Anticorupției, dar că dumneaei, mai ales de când au intrat în vigoare prevederile noi legi de la 1 aprilie, practic nu poate să muncească la turații maxime din cauza că nu a angajat acest personal și nu l-a angajat că nu are unde să lucreze acest personal nou. Deci, priviți, nu există situația ideală în care la o anumită dată automat s-au angajat toți și a apărut sediu în mod miraculos și toate condițiile au apărut. Lucrurile se fac în paralel. Da, ai responsabil de gestiunea, nu știu, patrimoniului și îi pui la treabă, îi pui în contact cu APP-ul, te duci la APP, stai pe capul lor, nu pleci de acolo, iei o listă de opțiuni, mergi, le vizitezi, le vezi în ce stare, lansezi concursuri, adică lucrurile se fac în paralel și în același timp procurorii tăi sau angajații subalternii continuă să muncească, acolo unde se află fizic, da? Probabil e fizic să află în continuare la... În același sediu. În același sediu, da. Deci lucrurile se fac dar în paralel. Dar este adevărat că e vorba doar de 200 de metri pătrați diferență între ce au și ce este nevoie, pentru că am auzit eu, și altfel. Sincer, nu știu metri, cât de mult contează metri pătrați aici. Eu mă zic departe de calculele astea. Dar eu cred că în orice condiții care nu te afla, bineînțeles, nu la limită, poți mobiliza oamenii, poți motiva oamenii, poți încuraja oamenii. Și da, cu promisiunea că
O să, în paralel, o să fie identificat o locație, o să fie făcută, nu știu, acolo, reparații, dotările, pentru că asta durează. Trebuie, nu știu, din punct de vedere tehnic, înțeleg. Evident, evident, că nu poți peste noapte să te muți. Asta durează, asta ia timp, de aceea lucrurile trebuie să... Ai nevoie de manager, ai nevoie de niște persoane cu profil de ăsta, de gospodari, da, care să se ocupe de sediu, de toate rețelele și așa mai departe. Resursa umană, să publici, să înceapă interviurile. Este un proces laborios care, da, durează în timp și trebuie să te înarmezi cu răbdare. Da, și între timp instituția trebuie să și în paralel trebuie să levreze, de acord. Tot ce ține de licitații, domnule Grosu, săptămâna trecută Inspectoratul General al Poliției a organizat o licitație pentru dotarea vehiculelor cu anvelope. Au fost, pentru că și mașinile sunt diferite, dar apropo, în proporții de peste 90% comparate din banii partenerilor externi, fie că e vorba de Statele Unite, de Uniunea Europeană, le vedem, de Japonia. Da, străzi, le vedem, da, și le mulțumim pentru asta. Arată, numai că, ironia sorții, această licitație a fost câștigată de către compania locală Eximotor, care în caietul de sarcini a precizat foarte clar că 736 de anvelope de anumite dimensiuni vor fi de model Cordiant, țara de fabricație, Rusia. Și o să-i rog pe colegi chiar să arate cel extras pe ecran. Acum, Inspectoratul nostru general al poliției, care circulă cu mașini europene, japoneze, americane, cumpărate din banii europeni și așa mai departe, dă câștig de cauza acestei companii, care este deținută de Sibur. Sibur este o companie petrochimică rusească și care îi are drept proprietar pe Leonid Michelson și Gennady Timchenko, doi dintre cei mai odioși oligarhi ruși, și Sibur sub sancțiuni europene și americane, și oligarhii ăștia sub sancțiuni europene și americane. Bun, noi am făcut gălăgie ieri și astăzi. Din ce am înțeles, astăzi ar fi fost anulată licitația. Totuși, dacă nu făceam noi această gălăgie, domnule Grosu, mă tem că noi ne trezeam cu aproape 200 de automobile ale poliției noastre, cu acest timp de anvelope, care pe lângă faptul că sunt rusești, pe lângă faptul că sunt produse de o companie sub sancțiuni, mai sunt și de proastă calitate, o spune toată lumea. De ce ajungem în astfel de situații? Mai ales că noi spunem că ne-am aliniat tuturor sancțiunilor internaționale. Eu cred că aici domnul ministru de interne trebuie să dea mai multe explicații. Evident că nu este bine deloc. Pe de o parte, eu înțeleg că criteriul prețului da, este determinant, cel mai mic preț, dar echipa de, cum se numește, comisia de licitație trebuie să uite multiaspectual la toate lucrurile, inclusiv acum în contextul războiului, invaziei Federației Ruse în Ucraina, alinierii noastre la majoritatea sancțiunilor. Deci trebuie să te uiți, vorba aia, dincolo de ce îți prezint, deci cine apare în prima linie, compania X, nu știu care ați spus dumneavoastră. Eximotor. Da, trebuie să te uiți, sau cel puțin să întreb, voi de unii aduceți... Dar este scris în caietul de sarcini, că noi acolo am văzut. Atunci s-o gafat. Rusia. Atunci o gafat cei care au evaluat. Acum, sigur că foarte bine că dumneavoastră v-ați sesizat, ați scos asta în vileag. Să fie o lecție de învățat pentru toate instituțiile publice care desfășoară achiziții publice. Noi am discutat cu niște responsabili din poliție și ei ne-au spus că legea nu interzice, că ar trebui să se intervină la lege. Bine, noi suntem acum într-un context politic cu totul altul. Noi nu suntem într-o situație până în 2022, când... Deci de ce să te uiți de unde vin aceste produse? Iată, spre exemplu, în cazul noi, da, țineți minte sau ați auzit probabil de discuțiile cu o companie din stânga Nistrului care exporta sau producea lucruri, pompe, nu știu da, ce, acolo, da, da, da. Care pot avea destinație dublă.
și chiar dacă nu erau exportate direct în Federația Rusă, erau exportate în alte țări, dar riscul ca ele să ajungă din acele alte țări din proximitatea Federației Rusă era foarte mare. Deci, iată, în cazul ăsta s-a putut de stabilit niște filtre, de făcut niște analize și de spus, atenție, aceste produse pot avea destinație dublă. Aici, bine, nu vorbim de destinație dublă, vorbim de proveniența acestor bunuri și eu sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să fii foarte atent și vigilenți atunci când, plus că ați spus și de calitate, că multă lume nu era încântată de calitatea acestor... Da, au fost foarte multe comentarii, cetățeni care spuneau, domnule, mi-am luat și eu astfel de anvelope, că erau mai ieftine și după un an... Evident că trebuie să fim atenți, trebuie să fim atenți, scuza... că nu am avut experiență în raport cu aplicarea sancțiunilor, nu funcționează, nimeni nu a avut experiența asta, deci trebuie să fim vigilenți și de mers să învățăm. Dar dumneavoastră sunteți convins că la nivel legislativ s-a adoptat totul așa cum trebuie ca să nu se mai repete astfel eu de nu, acum nu vă pot garanta 100% că nu este loc pentru mai bine, pentru a îmbunătăți legislația. Ceea ce vă promit, o să am o discuție în Parlament cu colegii și din Comisia Juridică și din Comisia Economie. La fracțiune să discutăm, eventual să ne gândim pe cine din autoritățile executive să invităm sau cele aflate sub control parlamentar și să avem această discuție care ar fi, nu știu, acele filtre, da, intervenții și, da, niște filtre în care să anticipăm, iată, situații de astea regretabile. Apropo tot de sancțiuni, noi avem aici aproape o clădire celebră și un teren aferent de aproape 4 hectare, Topaz se numește. În continuare este deținută, sau cel puțin, așa credem noi, pentru că s-au făcut anul trecut niște tranzacții pe la Moscova, blocate la Chișinău, din ce ne spun autoritățile, dar Topaz, cel puțin... oficial este deținută de ODK, care face parte din corporația rusă Rostec. Rostec care produce foarte multe componente militare utilizate inclusiv la rachetele balistice cu care este bombardată Ucraina. Topaz a fost recent, în luna decembrie, introdusă chiar și sub sancțiuni ucrainene, dar până atunci... au avut loc foarte multe mișcări interesante în jurul acestei clădiri. Tot felul de grupări dubioase de la Chișinău s-au luptat pentru a pune mâna pe această clădire, că locul e bun. De la primărie primesc rapid tot ce trebuie ca să construiască niște blocuri acolo, așa că interes financiar este. Întrebarea mea este, de ce, dacă este evident că acest Topaz este deținut de Rostec, nu... sunt aplicate sancțiuni și să fie pusă sub sechestru până cel puțin ne lămurim cu ce este acolo. Din ce cunosc eu, dar nu vă pot da toate detaliile, da, acest activ, tranzacția a fost înghețată, aici confirm. Bătaia a fost mai lungă, cu implicații, unde... sau dacă vor recurge instituțiile la ceea ce spuneți dumneavoastră privind înghețarea acestui activ sau altă procedură. Eu nu pot să vă spun acum, pentru că știu că se muncește la acest subiect, dar confirm. Instituțiile noastre au analizat, au primit și semnale de la parteneri care indicau că tranzacția nu era doar în sine... una strict financiară una sau strict, de business, exact. Dar una strict, avea și alte conotații. Una strict imobiliară, pentru că, da, cumva primul lucru care a transpira era apetitul pentru, nu atât pentru clădirea propriu-zisă, dar pentru terenul în proximitate, din punct de vedere imobiliar. Dar în spate s-ar părea că sunt și alte interese,
cu implicații mai largi. Deci aici n-am să pot da mai multe detalii, cu permisiunea dumneavoastră. Din ce știm noi... Dar a fost acolo oprită. Acolo încearcă să pună mâna pe acest noi știm teren. Cine poate. Tot felul de indivizi care au relații foarte bune cu Federația Rusă, inclusiv care contribuie la eludarea sancțiunilor și trimit pe acolo și tehnică de calcul. Credeți-mă, pe lângă aspectul ăsta care l-ați menționat dumneavoastră, da, noi cunoaștem numele acestei și companii și persoane și implicațiile nu sunt doar de ordin de a câștiga bani. Okay. Dar și de sperăm că autoritățile vor fi vigilente, pentru că anul trecut, iarăși noi de foarte multe ori tot semnalam, se pregătește ceva la Moscova, atenție. Este bine că s-a intervenit măcar în al 12-lea ceas și s-a înghețat tranzacția. Bun, venim și la evenimente mai actuale. Ieri Curtea Constituțională a dat undă verde pentru desfășurarea referendumului. Acesta se va desfășura la 20 octombrie și va avea o singură întrebare. Sunteți pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Din interpretarea Curții Constituționale reiese că acest referendum poate fi pentru a fi valabil, trebuie să avem o prezență de 33% exact. Și 50 plus un alegător să voteze pentru. Asta înseamnă că am 1 milion și un pic de alegători, dacă ne uităm în ce este acum în registrul alegătorilor, acolo unde iarăși este o anomalie, mai mulți alegători decât cetățeni. Nu știu dacă mai este timp să se intervină, apropo, pe registru până la 20 octombrie. De registru, aici trebuie să răspundă Comisia Electorală Centrală. Da, am citit cu atenție decizia Curții Constituționale și nu doar decizia, dar și, cum îi spune, explicația sau partea descriptivă, că era important să ne uităm și în dispozitiv, iată, în dispozitivul acestei decizii. Ne-a bucurat, am salutat această decizie, ați punctat foarte corect, va fi acea întrebare, 33% prezența, jumătate să spună da. Lucrurile, următoarea etapă în cursul săptămânii astea, vom înregistra un proiect de hotărâre a Parlamentului la care va fi anexat proiectul prezentat în atenția înalții curți și după ce trece toate procedurile îl vom supune votului în Parlament, proiectul hotărârii. Acum, legat de număr, vorba aia, ochii sperie, în rest, la treabă, și aici este invitată toată lumea, toți cei care pledează pentru vectorul de integrare europeană, să ne mobilizăm, să mergem la cetățeni, să le explicăm, să-i mobilizăm pe cei care cred în integrarea europeană, să-i motivăm pe cei care sunt indeciși și așa mai departe. De lucru este pentru toți. Nu este cauza unui actor politic, trebuie să fie un proiect de țară a celor care simt, cred, trăiesc, se comportă europenește și aici de la partide, la administrație publică locală, la presă, societate civilă, toți avem spațiu să contribuim și să ne implicăm. Da. De aceea, asta e invitația noastră a tuturor să ne implicăm. Să mergem și discutăm cu cetățenii, ei salută lucrul ăsta, noi deja facem lucrul ăsta. Din păcate, deocamdată există mai multe reticențe din partea altor partide, dar discutăm despre ele după o scurtă pauză de publicitate, precum și vom aborda și alte subiecte. De 18 ani, Geotermal aduce soluții inovative pentru o casă eficientă energetic. Compania și-a sărbătorit majoratul, cei 18 ani de activitate prodigioasă, atât pe piața națională cât și pe cea internațională. Ne-am propus ca prim pas să fie o companie care va aduce eficiență energetică în Republica Moldova. Cu ajutorul la parteneri și prietenilor din România am semnat primele contracte cu producătorii europeni. Deci de acolo s-a pornit toată istoria. Din pasiunea pentru fotbal și din dorința de a oferi condiții propice pentru practicarea acestuia, în 2010 fondatorul a pus bazele unui nou domeniu de afaceri numit infrastructură sportivă.
Eu fiind copil am practicat fotbal și atunci compania a mai dezvoltat o latură fiind anumită infrastructura sportivă. Am ajuns la concluzia că nu toată lumea posibil admiră fotbalul și atunci mai sunt alte genuri de sport. Așa am dezvoltat terenuri de multisport unde este posibil practicarea a orice gen, ceea ce numim sporturi de echipă. Fotbal, handbal, volei, basket. Astăzi, compania și-a pus semnătura pe zeci de proiecte la nivel național și internațional, proiecte realizate conform celor mai înalte standarde europene. Proiecte de succes care le considerăm este proiectarea unei zone de agrement în Marocă, deci suntem pe alt continent. Chiar în acest an avem prima sală pentru o echipă de basket care participă în prima ligă valorică din România la basket. O mândrie deosebită este pentru noi liceul Hiperion din Durlești, acolo unde mai mult de 40 de ani copiii n-au avut un teren unde să practice sportul și a fost implementat practic toate posibilitățile pentru a practica orele de educație fizică la aer liber, inclusiv și atletica ușoară. Și nu pot să nu remarc faptul că bariera Sculeni, unde a fost reconstruit parcul la izvor, este o bijuterie pentru noi care ne mândrim și o vedem și zi și seară în iluminare cu mulți sportivi care o practică. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri. Fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Chef de gătit. Harta de a învinge poftele în fiecare weekend la Jurnal TV. Я произошло. Постреляли побит. Вот скажите, куда мне ехать? Faimosul avion Maria a fost bombardat de către armata rusească. Ведешь на улицу, как будто как Чернобыль, зона отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студента. Крылей косы, да мы можем. Репортажи, мнение компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хочу, чтобы было покоя и счастье. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Noi ne întâlnim mâine și poimâine după știri la Postscriptum, iar până săptămâna viitoare aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi. O seară frumoasă! Domnule Grosu, într-adevăr, referendumul devine foarte important, cel puțin la fel de important ca alegerile prezidențiale, pentru că practic ne vom decide viitorul în cadrul acestui plebiscit. Vedem tot mai evident că Moscova se concentrează mai mult pe referendum decât pe prezidențiale, pentru că acolo se pare că nu cred nici ei că au șanse prea mari. Dar cu referendumul s-ar putea să aibă, pentru că vedem că inclusiv partidele care sunt pro-europene, noi îi cunoaștem pe acei oameni foarte bine, dumneavoastră ați fost în coaliții cu ei în bloc, eu am protestat cu ei în stradă, totuși au o anumită reticență în a susține pe deplin acest referendum. În același timp, este clar că trebuie să fie creată o emulație în toată societatea și aici ne referim și la presă și la societatea civilă și nu trebuie să facem pe
și mai catolici decât papa, pentru că integrarea europeană este interesul tuturor, indiferent de locul unde lucrăm sau cu ce ne ocupăm. Și așa mai departe. Cum decurg discuțiile, iată, cu aceste forțe pro-europene, care parcă susțin, dar parcă nu prea? Bine, eu cred că până la urmă ei susțin, da, forțele pro-europene, care le cunosc, au avut experiență de colaborare în bloc, am protestat, cum spuneți și dumneavoastră, împreună, din 2016 încoace. Într-un final, eu cred că toți o să susțină, cel puțin cei care cred sincer în proiectul de integrare europeană. Ceea ce se cere de la noi toți este să mobilizăm oamenii. Spuneați de ruși, de Moscova, de Kremlin, și că alegerile astea sunt deosebite. Eu cred că toate alegerile au fost importante. Din 2019 încoace, 2018, toate au fost importante. Nu o să fie simplu nici acum. Noi vedem și tactica și strategia Kremlinului mutează. Ei se adaptează, devin mai cinici pe alocuri. Da, dar au rămas oricum instrumentele astea foarte, cum zic eu, scuzați că am să folosesc un termen mai popular, așa, nici opliti. Da. Și cumva ei încearcă prin să aplice niște tipare pe care le aplică în Rusia. Și pornind de la faptul că, uite, în Rusia asta funcționează, probabil o să funcționeze și în fostele republici sovietice. Nu trebuie să ne relaxăm. Ei au deja au arătat foarte clar, miza lor sunt grupările criminale organizate, deschis. Deja ei nu se mai ascund în fața unor partide, sau partide care pretind a fi partide, au niște aparențe, da, de partide, au un istoric, ei socialiști, comuniști, nu, ei deja mizează direct pe bandiți, da, mă refer la Kremlin. Și asta cumva și nouă ne simplifică sarcina, domnule, uite, este partida războiului și este partida păcii. Noi deja facem acest efort, vreau să spun că, iată, în ultimele două sâmbete, două duminici, noi cu colegii am fost în vreo 320 de sate. Orașe... Unii v-au acuzat că ați folosit resursa administrativă. Niciun fel de resursă administrativă. Faptul că eu mă duc duminică, am fost, nu știu, în piața de la Hâncești, spuneți ce resursă administrativă am folosit eu. Invit și eu aș fi bucuros să întâlnim colegi din alte formațiuni politice, din societatea civilă, să întâlnim pe străzile din sate, prin piețele din orașe. Este un exercițiu foarte, foarte bun. Eu am primit plăcere de la acest exercițiu. Majoritatea oamenilor sunt... luat nimeni în fur și nu v-a bătut. Că vedeți no, că toți spun că fugiți de cetățeni. Nu, nu, nu. Cei care spun lucrul ăsta, îi invit chiar să iasă sâmbata, duminică. Oamenii foarte bine dispuși. Bine, mai sunt din cei care sunt anti-europeni, zic așa, care trăiesc cu visul la Uniunea Sovietică. Eu le spun sincer, imperiile nu mai renasc, nu mai dai istoria înapoi. Proiectul nostru este un proiect de pace, Uniunea Europeană este un proiect al păcii și noi, sincer, ne dorim să facem parte din acest spațiu, spațiu păcii, stabilității, prosperității. Și eu, sincer, cred că colegii din partidele pro-europene o să coparticipe, o să se implice în acest proces, care, repet, este, nu aparține unui partid, nu aparține unui lider, este a nostru, a tuturor, și ați văzut, noi am mers, n-am expus identitatea noastră, nici le-am interzis colegilor să facă lucrul ăsta, vorbim, mergem, explicăm, răspundem la întrebări, combatem minciunile legate de minciunile care le tirajează Kremlinul legat de integrarea europeană, tot spărietorile astea. Și așa mai departe. Apropo, deci asta facem și asta sperăm să... Apropo de minciuni, și aici chiar o să vă îndemn la nivel de stat deja poate să interveniți, să vă adresați, atât, spre exemplu, Partidul Șor, pe Facebook, 3 ore în urmă, ia un titlu de pe un site românesc, România trimite trupe în Orientul Mijlociu,
militarii români vor lupta împotriva rebelilor Huti. Și interpretarea lui Ilan Șor. Militarii moldoveni sunt pe cale să fie trimiși în puncte fierbinți. Aderarea la UE este o cale directă către schimbarea neutralității Moldovei și antrenarea țării în conflicte militare. Și sponsorizat pe Facebook și bătaie. Iată, de ce se întâmplă, domnule Grosu, astfel de lucruri pe un site totuși deținut de un businessman american, care când este chemat în fața Congresului american, mai nu plânge. Da, e ca un miel. Dar când e vorba de țări din astea mai din est, nu prea îl doare. Iată, chiar săptămâna asta am avut o întrevedere cu o echipă de reprezentanți de la Serviciul de Politică Externă a Uniunii Europene, a Comisiei Europene. Și întreba, cu ce să vă ajutăm? Am povestit care e situația politică și întrebarea lor, sincer, cu ce vă putem ajuta? E bine, eu am spus și spun de fiecare dată, ca să ne ajutați pe noi, în primul rând ajutați-i pe ucraineni. E că este cel mai bun lucru care trebuie să-l faceți. Dar dacă ați întrebat de noi, vă rugăm frumos să ne ajutați, pentru că Uniunea Europeană este un actor, un jucător serios la nivel geopolitic global. Să ne ajutați în raport cu giganții care întrețin sau au în proprietate aceste rețele sociale, da? Care sunt folosite cinic, foarte obraznic, de, iată, indivizi de felul ăsta. Și înțeleg că la nivelul Uniunii Europene a fost aprobat sau se elaborează acum legislația Uniunii Europene care ar responsabiliza inclusiv această rețea care ați menționat-o dumneavoastră și altele care sunt, în special acum în contextul electoral pentru alegerile europarlamentare. Eu asta le-am spus. Noi deja avem o experiență proastă, pozitivă, de manipulare, cum este intoxicat spațiul nostru. Zic, voi aveți anul ăsta un exercițiu foarte important. Rusia la sigur o să folosească, și nu doar Rusia, și alte dictaturi, o să folosească ocazia să influențeze, să favorizeze partidele populiste, extremiste, să ajungă în Parlamentul European. Este și interesul vostru să avem cu toții această voce comună și să fie stabilite niște reguli mai restrictive atunci când vedem indivizi, da? Pentru că aici nu e un cont fals a unui nenică care nimeni nu-l știe. Aici este un individ aflat sub sancțiunile inclusiv a Uniunii Europene, sub sancțiunile Statelor Unite și mecanismul de, haideți zic așa, de declanșare sau de verificare și de intervenții, să spui, domnule, iată, Ucraina, am înțeles că a găsit, am citit o știri, a găsit limba comună că unul din acești granzi pentru a interveni repede și a suspenda, a închide acele conturi false sau de propagandă care propagă narativ anti-ucrainean, pro-Kremlin și așa mai departe. Deci aici trebuie să fie un efort comun. O țară mică, și acum îmi pare rău să spun, să mizez doar pe niște relații personale cu unii angajați din aceste instituții, asta mult nu ține. Poate la nivel oficial, din partea Parlamentului, a Guvernului, să trimiteți solicitări, pentru că, noi trimitem, spre exemplu, eu raportez și alții raportează. Și noi raportăm, false, dar aici trebuie să fie o regulă, cum zic eu, o regulă aplicată inclusiv din partea Uniunii Europene, Comisiei Europene, în raport cu acești patru sau cât sunt ei acolo, aceste rețele mari, care, din păcate, ajung să fie folosite în scopuri... Da, unele în general, același TikTok, acolo chiar e de groază ce se întâmplă. Văd că Statele Unite e pe cale să o închidă. Unele țări au interzis funcționarilor publici să descarce aplicațiile. Mai nou, văd că chiar până și Kârgâstanul astăzi a decis să închidă TikTok-ul. Bun, Kârgâstan nu e cel mai bun model pentru noi, dar au luat o decizie și au motivat-o că această rețea afectează sănătatea psihică a cetățenilor, mă rog. Dar iată că se întâmplă și, apropo, ea a apărut în China, dar în China nu este permisă să existe și ăsta este un detaliu interesant. De-aia este foarte important să se intervină, să fim atenți, mai ales că Rusia
utilizează în special această rețea pentru a ataca nu doar Republica Moldova, dar toată Europa. Toată Europa, sunt de acord. Și o să încerce, nu o să rateze ocazia să influențeze alegerile europarlamentare și nu doar europarlamentare. Și locale sau trebuie naționale. Și pe această cale un apel către cei care ne urmăresc să fie mult mai atenți la ce apare pe aceste rețele și să nu ia totul de bun. Pentru că sunt foarte multe falsuri și ce ține de recensământ, dar până la recensământ vreau să vă mai întreb o chestie legată de partidele pro-europene. Zilele trecute a fost lansat blocul Împreună, din care fac parte 4 formațiuni politice. Cu această ocazie ei au propus spre semnare tuturor partidelor politice Pactul pentru Europa, un document inspirat din pactul de la Snagov, semnat în 1995 de partidele politice din România. PAS va semna acest document? Noi l-am primit când? Marți. Marți m-a telefonat unul din liderii acestui bloc să mă întrebe dacă l-am primit. I-am zis că nu l-am primit. L-am rugat să ne expedieze. În seara aceea ne l-a expediat. Noi o să ne uităm. Deja ne-am uitat, dar o să-l analizăm foarte atent. Eu o să recomand colegilor să adoptăm decizia de a susține. Poate o să venim și noi cu unele completări la acest pact. Intenția noastră, noi susținem această intenție de a coaliza cât mai multe partide politice. Și nu doar partidii politici, societate civilă, am văzut că se adresează și oamenilor de cultură, da, tuturor celor care sunt pro-europeni. Sper foarte mult să răspundă la această invitație cât mai multă lume și să unească, bine, nu doar să semnăm, dar, cum am spus, să acționăm la firul ierbii, acolo trebuie de acționat. Trebuie de mers, trebuie de explicat, trebuie de devenit cu exemple foarte concrete în care să mergi, să spui, mergi într-un sat și să spui bunoare, iată școala asta pe care o aveți dumneavoastră sau acest iluminat stradal sau acest drum sau această apă care vine prin apeduct. Da, la modul palpabil a fost construit inclusiv grație ajutorului care a venit din partea Uniunii Europene. Dar cel mai important argument care prinde, la care lumea rezonează, este argumentul păcii. Iată, faptul că țările Uniunii Europene, Uniunea Europeană a reușit, da, atunci, după război, al doilea război mondial, au pornit, da, s-au gândit, domnule, haide, din punct de vedere economic, să vedem cum să ușurăm interacțiunea între noi, sistemul vamal, hotarele, impozite și așa mai departe, care erau aplicate. În timp, el a evoluat într-o această, da, construcție geopolitică, a evoluat într-un spațiu a păcii, a stabilității și plus că marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova gravitează, da, se regăsesc, circulă, călătoresc, învață, dacă doriți, chiar și învață, muncesc acolo. De aceea, da, noi o să semnăm, o să vedem dacă putem să contribuim cu careva îmbunătățiri și invit și alți actori sociali să contribuie. În aceste zile se desfășoară și un recensământ, cred că până în iulie. 3 luni o să dureze, din câte. Se va desfășura procedura. Este primul din ultimii 10 ani, după ce cel din 2014 a fost un eșec absolut, nu s-a ales nimic și nu știu de ce din acel recensământ. Însă și acesta, domnule Grosu, este supus foarte multor speculații, așa manipulări, minciuni și iarăși cam totul vine din aceeași direcție, aceleași personaje care sunt afiliate Moscovei. Ce măsuri iau autoritățile ca acest recensământ să reușească, în primul rând, să nu fie un eșec ca cel din 2014 și cum răspundeți acestor manipulări? Da, probabil ați auzit. Noi am avut un schimb de replici la ultima ședință a Parlamentului. A trebuit să intervenim așa mai neortodox, mai punem la punct. I-am rugat cu frumușelul, cu binișorul la început. Haideți măcar exercițiul ăsta să ne-l politizăm. Da, e ceva care trebuie să-l avem. Noblesse oblige, care mobilizăm resurse, oameni,
avem nevoie de el, să știm cât suntem, ce nevoie avem, cum alocăm resursele noastre, cum mobilizăm finanțele, resursele financiare pentru o problemă, pentru alta. Ceea ce trebuie să facă Biroul Național pentru Statistică e să comunice cât mai bine, noi să comunicăm și noi să comunicăm, prin exemplu nostru să răspundem la atunci când o să fim contactați de recenzori sau cum se numesc ei, operatori. Da. Dar eu am spus, cu drag îi aștept, o să le ofer toată informația, îi absolut asigurată protecția datelor caracter personal. Deci, oameni buni, ca să vă dau două și am mai dat exemplu ăsta. Haideți că dați exemple după publicitate, că okay. Iau pe sus colegi. Am înțeles. De 18 ani, Geotermal aduce soluții inovative pentru o casă eficientă energetic. Compania și-a sărbătorit majoratul, cei 18 ani de activitate prodigioasă, atât pe piața națională cât și pe cea internațională. Ne-am propus ca prim pas să fie o companie care va aduce eficiență energetică în Republica Moldova. Cu ajutorul la parteneri și prietenilor din România am semnat primele contracte cu producătorii europeni. Deci de acolo s-a pornit toată istoria. Din pasiunea pentru fotbal și din dorința de a oferi condiții propice pentru practicarea acestuia, în 2010 fondatorul a pus bazele unui nou domeniu de afaceri numit infrastructură sportivă. Eu fiind copil am practicat fotbal și atunci compania a mai dezvoltat-o latură fiind numit infrastructura sportivă. Am ajuns la concluzia că nu toată lumea posibil admiră fotbalul și atunci mai sunt alte genuri de sport. Așa am dezvoltat terenul de multisport unde este posibil practicarea a orice gen, ceea ce numim sporturi de echipă. Fotbal, handbal, volei, basket. Astăzi, compania și-a pus semnătura pe zeci de proiecte la nivel național și internațional. Proiecte realizate conform celor mai înalte standarde europene. Proiecte de succes care le considerăm este proiectarea unei zone de agrement în Maroc. Deci suntem pe alt continent. Chiar în acest an avem prima sală pentru o echipă de basket care participă în prima ligă valorică din România la basket. O mândrie deosebită este pentru noi liceul Hiperion din Durlești, acolo unde mai mult de 40 de ani copiii n-au avut un teren unde să practice sportul și a fost implementat practic toate posibilitățile pentru a practica orele de educație fizică la aer liber, inclusiv și atletica ușoară. Și nu pot să nu remarc faptul că bariera Sculeni, unde a fost reconstruit parcul la izvor, este o bijuterie pentru noi care ne mândrim și o vedem și zi și seară în iluminare cu mulți sportivi care o practică. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri, fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Dar și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Chef de gătit. Harta. De a învinge poftele în fiecare weekend la Jurnal TV. Я произошло. Постреляли побить. Вот скажите, куда мне ехать?
faimosul avion Mria a fost bombardat de către armata rusească. Ieși la ulițe, ca будто ca Chernobyl, zona отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студентов. Крылей Костя, да мы можем. Репортажи, мнения компетентных специалистов, все самое актуальное из первых рук. Я хочу, чтобы было покоя и счастья. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Noi ne întâlnim mâine și poimâine după știri la Postscriptum, iar până săptămâna viitoare aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi. O seară frumoasă! Urmează Postscriptum în fiecare joi și vineri după știri. O să găsim soluții. O să găsim soluții. Și nu trebuie să avem așteptări foarte mari față de această autoritate imediat. Pe noi ne așteaptă la toamnă o catastrofă politică. Nu ne ajută niciodată. Pentru că s-a furat 30 de ani și e numai corupție în țara. Cu oameni corupți nu poți face justiție. Voi vă credeți de ei și faceți totul în spatele ușilor închise. În loc să măriți pensiile, voi cumpărați rachete. Investitorii nu vin într-o țară hărțuită militar și propagandistic. V-am urmărit polemica. În întuneric, parcă vă pasă mai mult de popor. Să vedem ce rămâne când facem lumină. Mai multă lumină. Cabinetul din umbră. În fiecare joi. De la ora 20 la Jurnal TV. Încât de mic vroiam să ajung departe. Și am ajuns. De țară mă desparte un continent, un ocean și câteva state. Sacramento, acasă-i zi, aici-i noapte. Frunză verde, iarbă deasă. Iartă-mă, maică, de mă aștepți acasă. Frunză îngălghinită, iarbă cosită. Iartă-mă, te rog, țara mea iubită. Iartă-mă, țară iubită, că te-am părăsit eu. Iartă-mă, țară iubită. Cealaltă Basarabie. În fiecare sâmbătă, de la ora 18, la Jurnal TV. Așa e mama. Și a fost bunica. Așa suntem femei lângă femei. Părem nimic și nu însemnăm nimica. Doar niște ele ce-i slujesc pe ei. Ei fac ce fac și tot ce fac se vede. Ba strică mult și ele îndreaptă tot. Și de aceea nimeni nu le crede. Când cad, îmbătrânesc. Și nu mai pot. Așa e mama și a fost bunica. Și ca ele mâine eu voi fi. Ce facem noi, femeile? Nimica. Decât curat. Și uneori, copii. Femeile vorbesc în fiecare duminică de la ora 18 la Jurnal TV. Toate aeronavele cu delegațiile europene au aterizat deja. Există riscul apariției. Știrile Jurnal TV.
Da, vorbeam de recensământ. Deci, oameni buni, iată, vă dau două exemple. Recensământul, care e organizat de o instituție de stat. Un operator special instruit, care a semnat un contract, care a semnat clauze de a păstra toate datele. Deci el are o tabletă, din cât înțeleg, notează ce are de notat. În, la momentul când s-a finisat discuția, a apăsat pe ultimul buton și a transmis informația pe un server securizat. Iată, avem o situație. Altă situație. Noi mergem la diferite magazine, rețele, da, și beneficiem, cumpărăm ceva. Unii se propun niște bonusuri. Bine intenționat ni se propune. În sens, vrei reduceri la asta, vrei la curățătorie, nu știu care, și așa mai departe. Și eu țin minte și știu, cu câtă legeritate, da, oamenii dădeau și dau în continuare datele. Că te întreabă, dă-mi copia buletinului, da, poftim. Dă-mi telefonul mobil, poftim. Dă-mi adresa. Da? Pentru niște reduceri, fără a-ți pune întrebarea, domnule, da, întreprinderea asta, magazinul ăsta, rețeaua asta, are ceea ce numim noi strategia sau cum se numește, documentul de protecție a datelor caracter personal. Este înregistrat la Centrul Național de Protecție a Datelor Caracter Personal. Deci, eu v-am dat două exemple ca să înțelegeți cât e de mare diferență. Aici avem o instituție de stat care răspunde pentru toate lucrurile astea. Da, care e autorizată să facă, să colecteze date, să aplice recensământul. De ce? Eu vă rog, vă invit, eu personal o să ofer toată deschiderea operatorului când o să vină. Și rudele mele, le-am încurajat, vă rog, acceptați operatorul când vine. Este un exercițiu foarte important, toate țările fac lucrul ăsta. Se face odată, cum a spus dumneavoastră, odată în 10 ani. Da? Și noi avem nevoie de datele astea pentru a mai bine ne organiza, mai bine a răspunde nevoilor cetățenilor, mai buni servicii să implementăm. Pentru asta e nevoie de recensământ. Și e chiar în primul rând în interesul cetățenilor, pentru că în dependență de răspunsurile lor, de câți oameni sunt stabiliți într-o anumită localitate, vor aloca bugete, exact, transport public, exact, infrastructură, exact, și așa mai departe. Domnule, am văzut când satul, haideți, acum să nu fac, în Costești sau Măgdăcești, domnule, au crescut numărul populației, da, avem mai mulți populații, în orașul Cutare, în Strășeni, nu spun numai două sate, un oraș, înseamnă că statul, noi trebuie să ne planificăm activitățile astfel ca să mai mulți cetățeni să beneficieze de, nu știu, apă, canalizare, de servicii și așa mai departe. Iată, pentru asta nouă ne trebuie. Altfel o să continuăm să investim pe după urechi în baza recensământului din cel 2014 sau 2004, ceea ce este ineficient. Da, domnule Grosu, trecem la un alt subiect, dar foarte important, pentru că noi uităm cumva de istorie. Pe 20 aprilie va fi comemorată Ziua Victimelor Foametei organizate de regimul comunist sovietic în anii 1946-47, când sute de mii de cetățeni din Basarabia proaspăt ocupată de Uniunea Sovietică au fost uciși, exterminați prin înfometare. Spun datele, în jur de 5% din populația Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești a fost exterminată atunci. Noi avem un scurt material video realizat împreună cu colegii de la Watchdog. Revenim și comentăm. Foametea din 1946-47 a rămas una dintre cele mai întunecate și dureroase perioade din istoria noastră, a Basarabiei. Datele referitoare la amploarea acestei tragedii umane au fost secretizate. Au fost secretizate pentru a ascunde cruzimea și nebunia puterii sovietice. Mii de oameni mureau de foame în fiecare zi. Pentru a supraviețui, unii au recurs la canibalism. O femeie ieșea în mahal, nu departe, și o tăiat copilul ei, loc. Și înătuit, desfăcut, așteptat, și-a pus în sac și-a pus în pod. L-a ascuns în pod ca să... Și-a luat și mânca de întrâns. Și asta în timp ce în rezervele statului se păstrau milioane de tone de grâu care l-ar fi salvat viețile. Puterea sovietică storcea însă din țărani și mai mult, pentru ca această rezervă să crească.
Autoritățile sovietice au făcut tot posibilul pentru ca principala cauza a foametei să fie considerată seceta, urmările războiului și nici de cum nu conducerea politică. Iar când au înțeles că nu pot ascunde gravitatea dezastrului, au folosit cenzura și propaganda. În primăvara anului 1944, imediat după ocuparea Basarabiei, noua putere sovietică a impus predarea obligatorie a produselor agricole în folosul așa numiților eliberatori. Trebuia să predeie o anumită cantitate de grâu, de răsărită, de fasole, lână, ouă, carne, tot ce se producea. Cine se eschiva era pedepsit dublu, cu o amendă, ce se echivala cu costul produselor nelivrate, dar și confiscarea datoriei. Orice manifestare de nemulțumire era considerată o formă de rezistență și era pedepsită penal. În primii câțiva ani de după instaurarea regimului sovietic, oamenii noștri din sate au plătit 400 de milioane de ruble și mii de tone de diverse produse agricole. Când auzi să rog și să-mi gondoletul, cucuruzul, păseile, отакурасли висухле, а пшеница отакурос вырасли и колосики так маленькие-маленькие белые они колосики. Era o perioadă de plin dezastru. Oamenii mureau cu sutele, mureau de foame. În acte însă, cauza morții era trecută ca distrofie. Çukundur ne andan sıydı verediler töle. Turnam apă într-o oală de 10 litri, puneam tot felul de ierburi, o mână de făină și o puneam la fiert. Numai a mâncare nu semăna asta. Azi nimeni nici nu s-ar fi uitat la așa bucate. Pe atunci însă, noi îi spuneam mămăligă. Într-o notă cu titlul Secret, este prezentată situația din raioanele Congaz și Chadărlunga. Se indică că populația folosește în mâncare carne de câini, pisici, hoituri de animale, e răspândit canibalismul. Da, ce-a început că ceva? Oamenii trăiau cu frică și pentru că pe strada alăturată, vecinii au prins o fetiță și au mâncat-o. Noi zăvoram ușile pe dinăuntru, trăgeam și obloanele la ferestre. Frate meu se așeza la fereastră sprijinindu-se de un oblon, iar eu la cealaltă. Stăteam așa toată ziua și o așteptam pe mama să se întoarcă acasă. Mare frică m-ai tras. Strategia a dat roade, roade sângeroase, dincolo de moarte. În primăvara lui 47 de distrofie erau bolnavi aproape 240.000 de oameni. Planul a costat Consiliul de Miniștri al URSS titlul de strict secret. Cei care au reușit să supraviețuiască, storși de orice vlagă și respectiv de orice dorință de rezistență, erau impuși să uite tragedia prin care au trecut. Puterea a interzis oamenilor să vorbească despre foamete, despre morți, despre canibalism. Și ei, generații mai târziu, au uitat. Atunci însă, flămânzi și dependenți în totalitate de noul lor stăpân, au ajuns să se mulțumească cu tot ce venea de la sovietici. Tot ce le permitea să supraviețuiască. Așa, victima a început să-și iubească tiranul. Până și din dată publice, istoricii au estimat totuși că din cauza foametei a murit aproximativ 5% din populația RSSM, raportat la numărul de localnici de 10 ori mai mulți decât în Rusia și de 5 ori mai mulți decât în Ucraina, republici afectate și ele de secetă. Putea fi evitată o asemenea catastrofă? Absolut sigur. Foamea a fost cauzată de regimul sovietic, prin însăși esența politicilor sale în raport cu oamenii. Este una dintre cele mai întunecate și dureroase perioade. Nu a cruțat practic nicio familie din Republica Moldova. Cel mai crunt însă este că, în ciuda acestui fapt, foamea este adesea trecută cu vederea sau uitată. Este important să cunoaștem această pagină întunecată din istoria noastră și să învățăm din ea. Anume așa putem fi mai oameni. Da, pe această cale îi îndemnă chiar pe cetățeni să meargă la Teatrul Luceafărul, să vadă un spectacol despre foamete, despre
realitățile pur și simplu îngrozitoare despre ceea ce s-a întâmplat atunci și cum pur și simplu au fost exterminați oamenii și aduși în pragul disperării absolute, când unii au ajuns chiar să-și mănânce rudele. Da, pe 20 aprilie, domnule Grosu, chiar când ați ajuns dumneavoastră la guvernare, ați votat un proiect de lege ca în fiecare an, în a treia sâmbătă din luna aprilie, să fie comemorată această tragedie. Dacă vor fi organizate anumite evenimente în acest an și ce putem să spunem și de ce nu ne amintim mai mult despre adevărata fața Uniunii Sovietice și nu ceea ce ne prezintă acum propaganda. Ascultam foarte atent reportajul. Eu vreau să spun că în memoria colectivă totuși a rămas. Și eu țin minte ceea ce povesteau și părinții mei, chiar pe timpul încă Uniunii Sovietice, așa, nu povesteau cu în voce. Și în satul meu au fost cazuri regretabile de canibalism. Oamenii erau disperați, oamenii erau arestați pentru că ascundeau pâine. Unii au încercat să fugă în România, din păcate au fost prinși, aduși înapoi, au făcut pușcării. Și unul din bunii mei m-a avut și el o istorie așa mai tristă și a permis un gest într-o instituție public când a văzut portretul lui Stalin și cât pici avea să înfunde Siberia pe atunci, dar precis că nu se mai întorcea. Acum, ce trebuie să facem noi, sunt de acord, trebuie să vorbim cât mai mult, la fel ca și în cazul deportărilor, fiecare sat, fiecare oraș a avut oameni care au suferit. Despre lucrurile astea trebuie vorbit. Nu știu dacă documentele, actele permit ca noi să restabilim numele celor care au murit, dar în cazul, dar chiar și în memoria colectivă, fiecare sat, la sigur că își amintesc, iată, din familia, nu știu, Ciobanu sau Guglea, au murit părinții și au rămas copiii. Deci pot fi restabilite lucrurile astea, aceste date, și să fie comemorați prin pronunțarea numelor lor, da? În evenimente publice, preoții să o facă în cadrul slujbelor, așa cum o fac în cazul celor care au murit de foamete sau de război și așa mai departe. Deci această memorie colectivă, ea trebuie menținută, amintit de fiecare dată la ce poate duce o dictatură. Da? Pentru că cât de mult n-ar suna următorul gând care noi îl repetăm, cei care nu știu istoria riscă să o repete, da, chiar dacă pe unii satură acest enunț, ea este foarte reală. Și noi ne uităm ce se întâmplă în proximitatea noastră. Da, cei care nu știu istoria, cei care o neagă și atunci când încearcă unii să nege, domnule, dacă a fost secetă. Nu, secetă a fost tot timpul. E cum, periodic, secetele aveau loc. Și a fost în toată Europa. Și în toată Europa au fost secetă. Dar Golodomor, foamea din... 10 milioane de ucraineni exact, exterminați. Și datele arată că adică o cantitate foarte mare de grâne era colectată pentru a fi exportată. Da? Pentru a fi exportată, nu pentru că mureau de foame, da, în altă atunci, parte. Da, atunci în 46-47 Uniunea Sovietică a devenit cel mai mare exportator de grâne din lume. Exact. Plus, era foarte clar de ce periferiile erau supuse acestui genocid. Pentru că aici încă erau, da, era acel, cum zic eu, strat social, acea grupă socială de oameni care gândeau altfel, care vibrau cu ceea ce se întâmpla peste Prut, Românie, Ucraina, Polonia și așa mai departe. Și interesul dictaturii era ca, iată, acești cetățeni care gândesc altfel, care greu să dau dresați colectivizării și așa mai departe, să fie aduse la condiția aceasta de exterminare. Ăsta a fost planul diabolic al lui Stalin și a acestei dictaturi comuniste, bolșevice,
care, din păcate, mai are nepoței, străini nepoței, inclusiv prin politicul moldovenesc. Și același este planul, poate cumva altfel pus în aplicare și în prezent cu Ucraina, acolo unde se urmărește pur și simplu exterminarea populației care își dorește Uniunea Europeană, în lumea civilizată, liberă. Nu mai există în zonele ocupate niciun om care să poată să vorbească liber, care să spună măcar ceva. Da. Noi știm ce s-a întâmplat în Herson, am văzut mărturiile oamenilor. Herson, zone care au fost pur și simplu depopulate, aduse în asemenea stare de distrugere a infrastructurii, a tot. Da, și apropo, oamenii să nu mai poată trăi acolo. Mai avem doar două minute și vreau să discutăm un pic despre ce se întâmplă în Ucraina, pentru că lucrurile devin din ce în ce mai îngrijorătoare. Bravo, apărarea ucraineană rezistă tot mai greu în lipsă de arme. Ce se întâmplă? Pentru că noi am văzut că atunci când se vrea cu adevărat, în cazul bombardamentului iranian în Israel, se poate opri aproape tot. Eu cred că ceea ce s-a întâmplat, da, atacul Iranului împotriva Israelului, cum spuneți dumneavoastră, ne-a arătat că o coaliție, da, un grup de țări, Statele Unite, Franța, Marea Britanie, aceeași Iordanie, care este într-o relație nu cea mai bună cu vecinul său de la sud, s-au putut mobiliza și opri această avalanșă. Același lucru poate fi și trebuie făcut în cazul Ucrainei. Eu cred că cancelarele occidentale au tras concluziile, au făcut concluziile de rigoare. Nepedepsirea sau neopunerea unei rezistențe acestei în raport cu acțiunile Iranului, în raport cu acțiunile Rusiei, da, va crea niște precedente foarte periculoase. Și noi urmărim cu atenție, am văzut decizia Uniunii Europene în raport cu Ucraina, așteptăm și decizia Statelor Unite ale Americii. Am citit că în curs săptămânii acestea se va veni cu acel pachet pentru patru pachete, hai zic, de asistență în cazul Ucrainei, în cazul Israelului și în cazul Taiwanului. Și mai este un pachet care ține de Statele Unite ale Americii pentru a ajuta, în special Ucraina, să reziste. Ei fac imposibilul, ei luptă nu doar pentru noi, ei luptă pentru Europa, luptă pentru întreaga civilizație europeană. Și apelul nostru de fiecare dată, că atunci când ne întreabă cu ce să vă ajutăm pe voi Republica Moldova, eu le spun de fiecare dată: dacă vreți să ne ajutați pe noi, ajutați-vă, rog, Ucraina. Că asta trebuie să faceți. Da, așa este. Vă mulțumesc tare mult, domnule președinte. Eu vă mulțumesc Grosu pentru prezență. Le mulțumesc telespectatorilor că au fost în această seară alături de noi. Nu uitați că de la 22:00 avem aici partida serii din Champions League, Manchester City, Real Madrid. Noi ne vedem și mâine și marți după știri cu postscriptum, iar până miercurea viitoare aveți grijă de voi și de cei dragi. O seară frumoasă!